Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Planul olarului. Cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea. Ieremia, capitolul 18, versetul 6. În vremuri bune e simplu să vedem progresul pe care îl facem. Dar în vremuri grele avem tendința să credem că nu avansăm deloc. Reacționăm la suferință, la pierdere și la împotrivire, consultându-ne sentimentele în loc să consultăm credincioșia lui Dumnezeu. Să înțelegem un lucru. Noi ne aflăm în siguranță în mâinile lui Dumnezeu în orice vreme. Cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, ne spune Domnul prin Ieremia, capitolul 18, versetul 6. Tu ești o operă în devenire, iar forma finală nu este dată de circumstanțele sau de sentimentele tale, ci de angajamentul olarului de a termina ceea ce a început. Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Filipeni, capitolul 1, versetul 6. Iată două lucruri pe care trebuie să le ții minte în timp ce ești frământat pe roata olarului. 1. Olarul are dreptul de a te modela după cum crede el de cuviință. Nimic nu-l poate împiedica să te facă așa cum dorește. El este expert în transformarea unor bucăți de lut în obiecte de valoare și folositoare. Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste? Roman, capitolul 9, versetul 21. Datoria ta este deci să rămâi pe roată și să-L lași pe Dumnezeu să facă din tine ceea ce dorește. Și al doilea lucru pe care e bine să-l ții minte, olarul are un plan individual pentru fiecare bucată de lut în parte. Olarul și nu lutul stabilește produsul final. La fel, Duhul Sfânt stabilește care sunt locul și rolul tău în trupul lui Hristos, conform 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 18. Așadar, descoperă planul olarului și împlinește-l.